Salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Numele meu este Claudiu Truță și ne aflăm la nevertebrate.ro. Twin Star este un nume în acvaristică pe care îl auzim de câțiva ani încoace. S-au consacrat ca inventatori ai sterilizatorului electric. Încurajați de succesul avut cu acest produs, au început să fabrice și lămpi LED pentru acvariu. Și astăzi vom prezenta una din lămpile lor. Deși a apărut de ceva vreme, nu ne-am grăbit cu acest film, tocmai pentru a fi sigur că promisiunea marketingului se regăsește și în practică. Așa că am testat și noi și alți colegi acvariști aproape un an această lampă înainte de a da un verdict. Însă haideți să o scoatem din cutie, să vedem cum arată și apoi vorbim și despre cât de bine își face treaba deasupra acvariului. Pachetul conține lampa LED TwinStar S-Line 2 900S. Să vedem cum se instalează și cum funcționează. Lampa 900S este disponibilă în următoarele variante: fixă, SC și SM, ajustabilă, SA, și suspendată, SP. Are patru tipuri de LED: albe, roșii, verzi și albastre. Culorile plantelor și peștilor sunt vibrante și spectaculoase. Și nu e doar un truc optic. În timp, această lumină chiar face ca plantele să schimbe culorile, în special cele roșii, care capătă tonuri puternice, pe care și le păstrează când le scoatem afară din apă și le privim la lumină naturală. Acest exces de lumină roșie forțează plantele roșii să se înroșească și mai mult, însă nici plantele verzi nu o duc rău, deoarece lumina emanată de această lampă asigură o creștere deasă și viguroasă. Ca și intensitate, lampa nu este extrem de puternică, fiind recomandată pentru acvarii cu o coloană de apă de maxim 45 de cm. Și dacă tot am vorbit de intensitate, e important de spus că din multitudinea de lămpi disponibile pe piață, TwinStar oferă posibilitatea integrării pe fir a unui controller adevărat, cu care poți seta programe personalizate în funcție de nevoile fiecărui acvariu, care pot să includă efectul de răsărit, apus sau pauză de prânz. Aș situa această lampă între denerele și ADA. Denerele are probabil cele mai naturale culori, LED-urile lor fiind foarte apropiate de lumina solară, o lumină caldă. La celălalt capăt se află ADA Solar RGB, care are o lumină rece cu tonuri de verde și roșu foarte puternice, de-a dreptul ireale. TwinStar se află undeva la mijloc, cu o lumină neutră, dar totuși cu culoarea roșie potențată. Este probabil cel mai bun compromis între lumina naturală și culorile spectaculoase. Și e singurul capitol în care putem folosi cuvântul compromis, deoarece TwinStar nu a ezitat să folosească materiale de calitate și nici să finiseze bine produsul, care arată excelent deasupra acvariului. Pentru o lampă compactă, discretă și chiar arătoasă, prețul este unul accesibil, mai ales dacă ținem cont că folosirea ei se întinde pe ani de zile. Sper că această prezentare să-ți fie una utilă și să te ajute în alegerea lămpii potrivite pentru acvariul tău. Dacă ai întrebări despre lămpile TwinStar, poți să le pui la rubrica comentarii sau să contactezi magazinul nevertebrate.ro. Nu uita să dai like, share și să te abonezi la canalul nostru pentru a putea vedea și filmele care vor urma. Apreciem foarte mult interesul vostru pentru munca pe care o facem noi aici. Pe data viitoare!